Fenomenul Me Too ia amploare în universitățile din țară. O fostă studentă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografie din București îl acuză pe regizorul Felix Alexa de hărțuire sexuală. Glume cu tentă sexuală, avansuri, urmăriri, amenințări, ba chiar șantaj profesional. De asta a avut parte o tânără care a venit să studieze masterul la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Iar coșmarul a început în momentul în care unul dintre profesorii ei, Felix Alexa, i-a propus să-i fie asistentă de regie pentru un spectacol din Cluj. Am fost la prima repetiție și după repetiție Felix a zis: hai să stăm, nu vrei să stăm să povestim despre cum a fost la repetiție? Vrei să mai stăm să povestim? Că mi-a dat așa la teatru o garsonieră aici lângă. Fără să se gândească la ce s-ar putea întâmpla, tânăra a acceptat propunerea profesorului său și a mers alături de acesta în garsoniera unde era cazat. Dintr-una într-alta am ajuns, evident, în discuții mai personale, dar nimic. Eu din nou eram foarte entuziasmată că mă privește ca pe un om și că putem să povestim. Și din senin, cum stătea lângă mine, m-a sărutat, eu am înghețat, n-am știut ce să fac. Ulterior, discuția dintre cei doi a continuat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. În cele din urmă, studenta a reușit să scape din mâinile lui Alexa, iar în perioada următoare a încercat să nu dea curs avansurilor sale. Totuși, profesorul nu a acceptat respingerea ușor. La finalul anului, Felix Alexa i-a dat nota 9 la dizertație. Iar acuzațiile pentru Felix Alexa de hărțuire sexuală nu se opresc aici. De-a lungul anilor, mai multe studente și-au făcut curaj și au vorbit despre tratamentul la care au fost supuse.